Privitor la topologie și la geometrie de cauciuc, referința principală este aceasta pe care o vedeți aici. Goya mi-a împrumutat primul tratat de topologie pe care l-am citit vreodată, sărind peste șirurile de ecuații și storcând din paginile aparent aride intensa poezie a geometriei de cauciuc. Două lucruri vreau să vă explic aici. Întâi de toate, la ce se referă topologia? Dacă descompunem cuvântul din punct de vedere etimologic, topos și logos înseamnă știința locului. Și când spun loc, mă refer la vecinătate. Diferența importantă pe care trebuie să o înțelegeți între geometrie și topologie este că geometria studiază niște obiecte matematice, să zicem vizuale, statice. Adică, în momentul în care vorbești despre un cub, despre o sferă, despre un pătrat, despre o piramidă, ați văzut, dacă ați văzut probleme de geometrie, calculăm niște linii, niște arii, niște volume, etc., etc. Deci este o geometrie statică. Nu ne punem problema, în plus, nu ne punem problema despre ce se întâmplă în jurul piramidei respective. În momentul în care vezi o problemă de geometrie, se consideră piramida triunghiulară, nu știu care, și se face, se drege, nu ne punem niciodată problema ce se întâmplă în jurul piramidei respective. Este ca și cum ea există cumva în eter, nu contează ce este în jurul ei. Noi ne concentrăm asupra piramidei și facem calculul pe piramida respectivă. La topologie este fix pe dos. Nu ne interesează foarte mult obiectul la care ne uităm, ne interesează vecinătățile sale, adică contextul în care trăiește obiectul respectiv, de aceea este topos. Logos, adică informația din jurul, informația despre vecinătățile obiectului respectiv. Și în același timp, nu mă interesează foarte tare identitatea obiectului respectiv. Se numește topologia, se mai numește geometrie de cauciuc, pentru că obiectele geometrice în topologie devin făcute din cauciuc sau mai bine zis din plastilină. Ceea ce înseamnă că dacă le putem deforma, gândiți-vă de exemplu la un cilindru, un baton de plastilină, care are o anumită înălțime, o anumită grosime, etc., etc. În geometrie n-ai voie să te atingi de el. Are o anumită grosime, are o anumită înălțime, etc. Și facem calculul pe informațiile respective. În topologie nu. În topologie ai voie să-l întinzi, ai voie să-l comprimi, ai voie să-l înnozi. Singurul lucru pe care nu ai voie să-l faci este să-l rupi. De aceea se numește geometrie de cauciuc, pentru că obiectele sunt tratate ca și cum ar fi elastice, nu avem voie să le rupem sau ne putem închipui că ele nu se pot rupe. Însă orice alte deformări avem voie să le facem. Aceasta este diferența esențială între geometrie și topologie. Iar Goya, cel care apare aici, este profesorul de matematică de la aceeași școală la care lucrează, să spunem așa, Cărtărescu, adică personajul său. Și o legătură pe care am făcut-o este cu pictorul Francisco Goya, căruia îi aparține zicala că somnul rațiunii naște monștri. Și mi s-a părut foarte relevant acest nume, pentru că, până la urmă, și cartea lui Cărtărescu conține destui monștri într-un sens figurat, adică niște monștri proveniți din matematică, niște monștri proveniți din fizică, sau pur și simplu niște anomalii, așa cum spune autorul. Deci cred că numele personajului nu este ales întâmplător. Deformările despre care vă spuneam sunt acestea, nu le explic, le las scrise pentru cei cu informații, cu cunoștințe matematice dintre dumneavoastră. Nu vreau să le detaliez acum. Iar imaginea aceasta a unei gogoși, dacă vreți, este ceea ce în matematică se numește tor și este un solenoid. Adică, pentru un matematician, vă spuneam că dacă vă imaginați un obiect, avem voie să-l deformăm. Ei bine, un solenoid este bobina aceea despre care am vorbit, care arată ca un cilindru. Dacă unesc cele două capete ale cilindrului, obțin această gogoașă pe care o vedeți aici. Deci, de aceea torul în matematică se mai numește solenoid, pentru că fie că îl desfaci, fie că îl lipești la loc, din punct de vedere al topologiei, este același lucru și poate fi studiat cu uneltele respective în același mod.
Asta este animația care mie îmi place cel mai mult și care explică topologia, ce vrea să spună deformarea și această geometrie de cauciuc. O să găsiți, dacă veți căuta pe internet, știu că e foarte ciudat să fac această sugestie, dar puteți să o faceți, să căutați pe internet glume cu topologie. Și printre ele veți găsi și aceasta că pentru un cercetător în topologie, o văcuță este același lucru cu o sferă. Sau mai este gluma aceea că presupunem că vacile sunt niște sfere, pentru că oricum nu contează, oricum este același lucru. Din punctul de vedere al topologiei, transformarea între o văcuță și o sferă este ceva acceptabil, așa cum vedeți aici, pentru că nu s-a rupt, nu s-a spart nimic. Deci, poate aceasta ar fi imaginea cea mai bună cu care să rămâneți din sensul de bază al topologiei.